încă de la primul roman, publicat chiar la editura Humanitas, a șaptea parte din lume. Mi-a plăcut foarte mult, am zis, iată un scriitor, ce plăcut e să-ți dai seama că e un scriitor la prima carte și că va avea o carieră de aici încolo și mă bucur că am pariat pe el și astăzi, iată, era atunci la prima carte, eram printre primii citori ai cărții lui, acum are 4 romane și 4 volume de, de poezie publicate între timp, nu mai vorbesc de cartea asta. Ei bine, ajung la cel de-al doilea sentiment și anume acela de admirație, pentru că să fie atât de prolific și să spune același timp atât de bine într-un timp relativ
arheologia umor. Acum nici nu cunosc alți arheologi în afară lui. Așa că ceilalți arheologi pe care o să-i cunosc de la Cătălin Babel acolo, o să aibă un mare dezavantaj. Cătălin are foarte mult umor și uneori mă surprindeam râzând citind o carte de arheologie. Dar nu te aștept să fii atât de amuzant, tip că are un subiect pe care unii l-ar putea cataloga drept frivol. Ce-aș mai spune, în primul rând, și asta e de fapt secretul plăcerii cu care oricine poate citi această carte, e că ea e de fapt indirect o declarație de dragoste pentru arheologie. Cătălin, cu aerul că se ocupă de dragoste și caută dovezi în arheologie, el de fapt îi face o declarație de dragoste arheologiei. Cred că e un mizanabim aici, așa la nivel simbolic, foarte frumos și ce să... cred că e o carte pe care și dacă o răsfoiți la stand și vă uitați așa rapid pe sumar, o să vă cucerească prin ineditul sistematizării subiectului, cum spuneam, sărind de la Adam și Eva la Caiafa. Cine să...